Bun găsit, dragi prieteni! Iată, am ajuns la lecția numărul 13 în periplul nostru prin epistola lui Pavel scrisă fraților creștini efeseni. Și dacă în studiul anterior am vorbit de armură, de război, de luptă, iată, în lecția aceasta pare că Pavel schimbă registrul și chiar introduce un subiect paradoxal, și anume, titlul studiului nostru este În căutarea păcii. Ne revine sarcina în lecția aceasta să facem un echilibru, să realizăm o armonie între subiectul luptă, război și subiectul pace, da? Care parcă sunt două, în contextul Scripturii, sunt două lucruri diferite. Iată, avem privilegiul să intrăm în studiul acestui frumos capitol împreună cu Marius. Bine ai venit, bine ai revenit, Marius, în școala de Emaus, și Ștefan, bun venit, bun revenit în școala de Emaus. Mă bucur să fiu împreună cu doi oameni faini împreună la emisiune. În căutarea păcii. Așa cum spuneam până acum, Pavel, tot ce a scris a făcut sens, da, a vorbit de mântuire, a vorbit de unitatea bisericii, de relații interpersonale, a vorbit de luptă, dar citind ce scrie el în capitolul 6, este capitolul pe care îl investigăm astăzi, așa cum spuneam, pare fără logică, pentru că, și acum vreau să vă întreb, pentru pace trebuie să te înarmezi sau pentru pace, așa cum spunea celebrul dictator Ceaușescu, trebuie să excludem orice formă de înarmare și mai ales înarmare nucleară, nu? Pentru ca să avem pace, trebuie să evităm războiul, să scoatem Apropo de chestia asta, un subiect care este, sper să nu luați că facem politică, dar în Europa, acum pare ca o țară să se înarmeze foarte bine. Este vorba de Polonia. Și primul ministru polonez a făcut chiar următoarea declarație. Vom avea o armată puternică pentru că noi dorim pacea. Acum, nu știu dacă e un demers politic. Nu știu dacă... Adică, în general, nu prea trebuie să-i crezi pe politicieni. Dar ideea aceasta mi se pare de luat în seamă și chiar are legătură cu întrebarea pe care ai pus-o. Și exact. Dacă e să ne uităm la 6:15, deci vorbim aici de un ostaș care are armura cea mai puternică din timpul respectiv. Nu? Deci top în ceea ce privește războiul. Deci având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei, și nu spune râvna Evangheliei, Evangheliei păci. Adică ținta lui este ca să transmită un mesaj. Această veste care aduce eliberarea, care aduce pacea, care aduce armonia. Deci armătura este în vederea nu a războiului. Războiul este ca o stare de fapt, dar după război urmează pacea. Da, să continui întrebarea. Era aceasta. De ce avem nevoie de întreaga panoplie de care vorbește Pavel și cum realizează individul? Pentru că, așa cum spuneam în studiul anterior, lupta aceasta este o luptă care se duce la nivel personal. Nu? Individul, soldatul, este acela care este echipat cu armura. Și, sigur, nu putem exclude aici biserica ca și trup. Da? Și Pavel abordează problema asta. Deci, de ce avem nevoie de întreaga armură, de toate componentele armurii? Și nu vorbim aici de o ținută de gală, așa să ieșim să facem defilare, paradă. Și avem nevoie de o armură care să ne conducă în luptă, luptă care să conducă la pace. Cred că, așa cum spuneam în studiul anterior, trebuie să înțelegem existența umană din perspectiva mari lupte, a conflictului ideologic între bine și rău. Doar în cadrul acesta putem aborda în mod corect problematica răului, problematica suferinței, problematica păcatului. Acum, Biblia ne spune că în Isaia cei răi nu au pace. Pentru că vorbeam de pace, nu? De ce nu au pace? Pentru că ideologia împărăției întunericului nu conduce la pace, conduce la conflicte. Iar pacea este rezultatul Duhului Sfânt în viața credinciosului.
Ca să menționez câteva versete, Iov spunea, împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Deci pacea este, după cum vedeți, într-o relație, dar nu e doar o oarecare relație, este o relație de prietenie cu Dumnezeu. Și de ce prietenie cu Dumnezeu? Că ar putea spune, ok, dacă nu ești prieten cu Dumnezeu, atunci nu ai pace pentru că Dumnezeu te amenință, Dumnezeu poartă. Nu, pentru că dacă când ești în prietenie cu Dumnezeu, îți dai seama că Dumnezeu vrea binele tău. Când nu ești în prietenie cu Dumnezeu, îl percepi pe Dumnezeu ca fiind cineva care merge împotriva ta. Nu? În Isaia spune, îi vei păstra în pace desăvârșită pe cel a cărui minte este îndreptată spre tine pentru că se încrede în tine. Iarăși ideea, cu alte cuvinte, ideea de prietenie, pentru că te gândești la prieten, ai mintea îndreptată spre el. Cu alte cuvinte, ne spune Scriptura că nu există pace fără Dumnezeu. Nu? Ați făcut aluzie la expresia lui Publius Flavius, nu? Care spunea, dacă vrei pace, fii gata de război. Ce spunea un pic despre armata Poloniei. E adevărat că în contextul ăsta al marii lupte, tu poți să ai pace doar dacă ești în război cu forțele Întunericului. Interesant. Ai pace pentru că, spune textul, pace desăvârșită acelea cărui minte se îndreaptă către tine pentru că se încrede în tine. Inamicul nostru a fost învins. La momentul în care noi avem distrasă mintea de la Dumnezeu, începe să nu avem pace. Începe să gândim, băie, dacă mă biruie, dacă pierd, dacă așa, dacă cealaltă treabă. Dar eu, dacă am mintea pusă în Hristos, am pace. În cazul acesta, eforturile noastre, pregătirea noastră, în ce constă? În a ne păstra în această calitate de pace cu Dumnezeu. Și termin cu ideea că orice component al acestei armuri la care ați făcut aluzie, încins cu adevărul, platoșa neprihănirii, picioarele, râmna Evangheliei Păcii, scutul credinței, coiful mântuirii, savia Duhului, toate aceste referințe, toate acestea produc pace în mintea individului. Pentru că dacă este doar să ne gândim, ele sunt ca un fel de antivirus aici, instalat în minte, pentru că orice idee, Dumnezeu nu e bun, Dumnezeu nu vrea binele tău, nu există Dumnezeu, lumea asta o să termine cum vrea Putin sau cum vrea Biden sau, ca să dau niște exemple, toate aceste lucruri ne iau pacea, dar Dumnezeu spune, eu vă dau pacea mea, dar nu vă dau cum vă dă lumea, eu vă dau în mod diferit, tu ai încredere în mine, caută prietenia mea și vei avea pace chiar dacă ești în conflictul acesta. Mulțumesc, Ștefan, te rog. Și aș vrea să mai aduc aminte, apropo de această dinamică război-pace, adică războiul este doar o chestie de etapă, ținta fiind, de fapt, sfârșitul care este încheierea războiului și pacea. Nu mai știu exact ce mare general, care ulterior a fost președinte sau un om mare de stat american, care, de fapt, trăia o temă pe care o spune un antic. Pentru că ai zis bine, scăpa cine era cel din spatele acestui mesaj, adică eu doresc pacea, dar trebuie să mă pregătesc pentru război și pentru a trebuie să am cea mai bună armă. Un alt gând și care un pic, tu spuneai de aspectul acesta al războiului care este personal, însă mai degrabă tind să accept varianta pe care o spunea bine Ștefan, adică războiul este de o anvergură mult mai largă. E adevărat că eu mă implic personal și mă implic la nivelul acesta, dar el este mult mai mare. Și vreau să spun vorba aceasta. Nu eu am ales războiul. Ca fiind, ești o persoană, eu știu, agresivă, ești o persoană. Nu eu am ales războiul. Războiul m-a ales pe mine. Am fost într-un moment în care, fără să vreau, fără să-mi doresc, am fost pus în fața unui adversar puternic și pentru că știu că am în spate un popor, am în spate niște ființe dragi, eu aleg să duc acest război. Eu nu sunt un tip rău, nu sunt un tip care iubesc războiul, dar pentru familia mea, pentru poporul meu, eu vreau să birui în acest război. Iar un alt lucru vis-a-vis de pace, vis-a-vis de picioarele încălțate cu râvna Evangheliei. De ce picioare? E vorba de drum, e vorba de o țintă, e vorba de un sens. Și atunci sensul care este? Evanghelia păcii. Și mai este aici un adjectiv, râvna. Adică arată motivația. Iubesc pacea. Adică întărește gradul de implicare, trebuie să fie de 10. Nu merge cu 9,9. Râvna Evangheliei păcii. Da. Așa cum spuneam, Pavel se inspiră din modul în care era echipat soldatul roman. Nu?
Și exprimarea lui metaforică, pe care o găsim în scrisoarea scrisă Efesenilor, în această exprimare el face aluzii la niște elemente spirituale, nu? Adevărul, platoșa neprienirii. Nu? În textul de introducere, pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile la ajutoarea celui rău, luați și sabia Duhului și așa mai departe. Aș vrea să vă întreb, cum trebuie să folosim aceste componente, spre exemplu, adevărul și neprihănirea, ca să obținem pacea? Putem să folosim adevărul și neprienirea și, din potrivă, să nu rezulte pace, ci să fie război între noi, ca mădularele trupului, între noi, ca în ce privește relațiile interpersonale? Și aceste componente le folosim doar ofensiv sau și doar defensiv sau și ofensiv? Eu cred că elementul acesta ofensiv și defensiv ține de modul în care este direcționată lovitura. Când lovitura vine din exterior, eu trebuie ca să mă apăr. Și atunci este clar defensiv. Dar poți să folosești și sabia. Sabia fiind un instrument prin excelență ofensiv. Dar aici elementele defensive sunt coiful, platoșa, nu? Mai adaug și cureaua. Cureaua nu e nici ofensiv, nici defensiv. Dar ține totul. Nu? Că zice, stați gata, dar având mijlocul încins. Adică aici nu e niciun instrument, dar nu e amintită cureaua, fiindcă dacă nu exista cureaua, totul cădea. Și aici avem un element, pentru că e vorba de adevăr, apropo de ce ai spus, stați gata, dar având mijlocul încins, cu adevăr. Adică cureaua, centura, era o centură lată, nu? Și nu e cu centura asta așa fină și cu care o avem noi astăzi. Era una de trei ori mai și ca să țină, pentru că era vorba de o platoșă foarte, foarte grea, nu? Avem, de exemplu, aș vrea să mai spun un cuvânt aici, neprihănirea. Și aici cuvântul neprihănire are două aspecte. Pe de o parte, ceea ce dă Dumnezeu prin curăția sa, dar pe de altă parte și sistemul de valori al credinciosului, care este un tip onest, un tip integru și pe care Pavel le are împreună. Și aici avem, de exemplu, definiția neprihănirii în Romani 1:17. Foarte frumos, zice aici Apostolul Pavel, adică începe cu credința și se termine cu credința. Deci Romani 1:17 zice așa, e un text cunoscut, deoarece în ea, vorbim despre Evanghelie, da? Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Iar în armătură sunt două elemente care au acest element, platoșa și scutul. Iar acestea sunt elemente defensive, de apărare. Deci, cu alte cuvinte, ce este apărarea? Corectitudinea față de legea lui Dumnezeu, față de ce cere Dumnezeu. Adică e genul de om care zice, domnule, eu dorm liniștit pe cel care spune așa, nu sunt toți, dar eu dorm liniștit pe perna mea. De ce? Pentru că am conștiința curată. Doar să complementez ceea ce spunea Marius. În mijlocul încins cu adevărul și îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Vorbim aici, cum bine s-a menționat, de două obiecte de îmbrăcăminte militară care asigurau protecția, garantizau cumva protecția soldatului. Acum, de ce sunt extrem de importante adevărul și neprihănirea, platoșa neprihănirii? Pentru că în acest conflict spiritual între bine și rău, Dumnezeu luptă, dacă vreți, doar cu armele compatibile cu caracterul său. Și când vorbim de armele compatibile cu caracterul său, vorbim despre adevăr, vorbim despre dragoste și dreptate. În timp ce dușmanul lui Dumnezeu, forțele întunericului, folosesc toate formele de minciună și înșelătorie, folosesc toate formele de ură și indiferență și folosesc toate formele de nedreptate. Sunt cumva în conflict sau în contradicție cu ceea ce Dumnezeu spune. Nu e întâmplător că Ioan mai târziu spune că toată omenirea zace în cel rău. Cu alte cuvinte, vorbim aici despre o ideologie toxică a împărăției întunericului care învăluiește pe oameni și oamenii cumva, ideea de a zace este de inerție, de tu stai acolo că n-ai altă opțiune, nu poți să te miști, ai fost intoxicat, ești cumva la granița
între viață și moarte. Dar în acest context, Iisus spune în Ioan 9:32, voi veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Adică nu veți mai zace în această idee. Pentru că nu există libertate în afara adevărului. Nu poți să fii liber dacă tu nu știi adevărul. De asta și cunoașterea conflictului între bine și rău, a marii lupte, este, ne oferă o libertate, cel puțin și o garanție la nivel ideologic că vom interpreta bine lucrurile prin care trecem. Acum, platoșa era ceva care proteja, să zicem, pieptul, proteja inima. Folosindu-ne de această idee de conflict ideologic, interesant este că și Dumnezeu și Satana încearcă să ajungă să acapareze inima individului, nu? Pentru că din ea iese zvoarele vieții. Și până la urmă, cine este viața? Viața este Hristos. De aceea neprihănirea are de-a face cu Dumnezeu. Are de-a face cu, și adevărul și neprihănirea au de-a face cu Dumnezeu. Așadar, lupta noastră este aceea de a-L păstra pe Hristos, care este și sursa vieții, și sursa adevărului, și sursa neprihănirii. Și pentru că neprihănirea ce înseamnă? Cum s-a menționat? Neprihănirea înseamnă că Dumnezeu mă consideră copilul lui. Dumnezeu mă consideră ca și cum n-am păcătuit niciodată și Dumnezeu mă transformă în așa fel încât să ajung ca în mod conștient să nu aleg niciodată păcatul ca pe opțiune. Ei, ori faptul că eu mă știu copil al lui Dumnezeu îmi oferă o siguranță, îmi protejează inima, dacă vreți, nu? Ca să nu cad capcană ideologiei forțelor întunericului. Mulțumesc. A rămas o parte din întrebarea pe care ai pus-o, la care nu am răspuns, și anume felul de război. Tu vorbeai de un război între noi. Războiul acesta nu este războiul care este cel bun, războiul în care, fără să vreau, am fost implicat. Este războiul în care folosesc greșit armele. Este războiul adevărul în care... și... Eu cred că aceste arme n-au... Adică cel care are, de exemplu, coiful mântuirii și sabia Duhului, niciodată nu va intra în războiul acesta. Adică un om al lui... El niciodată nu va răni. Prin definiție, cel care are, de exemplu, vorbind de exemplu de picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii, pe un astfel de om nu va merge niciodată împotriva tovarășului său. Dacă tovarășul său la un moment dat îi va face un rău, un astfel de om îl va lua în brațe, nu? Adică Domnul spune, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Prin definiție, un astfel de om nu se poate întoarce împotriva fratelui său. E ca Iosif, care deși știa că frații săi au ceva, el spune, caut pe frații mei. Lucrul acesta este cel care este animat de iubirea lui Dumnezeu. Iisus a venit la ai săi și ai săi l-au vândut cu toate acestea. El spune, Tată, iartă. Ștefan, zice, Doamne, nu le ține în seamă, pentru că el îl vedea pe Domnul și văzându-l pe Domnul, îi iubea pe ai săi și se ruga pentru ei, pentru că știa că printre ei, și l-avem pe Saul, Saul văzând această lucrare minunată, este schimbat de în afară de întâlnirea pe care o are personală cu Domnul Iisus Hristos, care l-a schimbat, dar eu cred că undeva în conștiința lui a fost și această imagine a lui Ștefan, care zice, măi, cum e posibil ca omul acesta, și unii zice, l-au văzut și avea fața de înger. Eu cred că nu era vorba de, clar că era și de Constituția și de cum arăta partea fizică exterioară, dar era ceva care venea dinăuntru. Ori, avea pe față pace, liniște. Cel care are acest tip de război este de fapt în tabăra cealaltă. Dar mai mult decât atât, e posibil ca la un moment dat cel care este în tabăra cealaltă să întoarcă armele și să vină în rândul nostru. De aceea nu este bine să... Vedeți că e foarte mult... Eu și eu nu spun să negăm realitatea, care uneori e dureroasă, cu elemente negative, dar uneori ne întoarcem unii împotriva altora, fiind colegi, și să-l vorbesc de rău. Și... Să mă trezesc la un moment dat că nu fac lucrarea pe care a făcut-o Hristos, care îi spune lui Petru, care l-a vândut, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Ăsta este tipul de război pe care îl duce Domnul nostru Iisus Hristos, adică dincolo de adevăr, care este... Pentru că noi, apropo de ce spuneam, noi uneori adevărul îl facem și chiar și la ceea ce spuneai, se poate transforma într-un adevăr fără iubire. Și Domnul a știut să împletească în mod echilibrat adevărul cu iubirea. Noi uneori le facem diferența și animați de integritate, animați de adevăr, ne întoarcem unii împotriva altora. Și nu acesta. Adică eu cred că acest spirit vine din altă parte. Că îi zice Domnului Petru, înapoi a mea,
satana, pentru că era vorba de direcția care mergea. Și direcția este pacea. Dar Domnul era crucea. Și el de aceea, când a văzut că îl deturnează de la drum, îi spune, nu stam în fața drumului meu, pentru că eu acolo merg, la cruce. La fel, la noi, dincolo de război, noi avem râvna Evangheliei păcii. Ăsta este ținta. Cred că aici ar trebui să introducem o nuanță, și anume, când vorbim de adevărul, și Domnul Hristos spune, eu sunt calea, adevărul și viața, când adevărul este Hristos, adevărul din viața mea nu este doctrina cu care eu pot să rănesc pe celălalt, ci este Hristos pe care îl prezint celuilalt. Mergem la următoarea componentă și tu, Marius, parcă așa ești pregătit să anticipezi un pic. O iau înainte, așa. Da? Râfna Evangheliei Păcii, ilustrată tot din echipamentul soldatului roman, și e vorba de niște sandale puternice, cu talpă foarte, foarte groasă. Haideți să vedem, din modul în care îl ajutau sandalele pe soldatul roman în luptă, la ce credeți că se referă Pavel în sens spiritual, da? Când spune, aveți picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. La ce face Pavel referire aici? Da, este foarte interesantă aluzia, pentru că sandalele în latină, dacă nu mă înșel, cred că se numeau caliga sau ceva de genul ăsta, erau niște sandale confecționate din piele de bovine, presionate. Talpa era o talpă consistentă din mai multe straturi de piele, inclusiv aveau un fel de ținte de oțel, pentru că era și o protecție pentru atacul animalelor, sau dacă venea și în luptă, când venea cineva, se proteja un pic cu și stabilitate, cu sandale și de stabilitate. Și gândiți-vă că erau sandale, ei mergeau 30 de kilometri pe zi cu niște bocanci, cu căldură, îți faci bășici, etc. Dar interesant era că sandalele respective le ofereau și aerisire piciorului, să poată merge pe distanțe mari și să nu aibă probleme, nu? Inclusiv spuneau ei că cântăreau între ambele sandale aproximativ un kilogram, adică 500 de grame o sanda, dar era o sanda pe care tu te puteai baza, pentru că nu era oarecare unealtă sau obiect de încălțăminte. Acum, sandaua respectivă, metafora pe care o folosește Pavel, așa cum a făcut aluzie un pic mai la început Marius, avea de-a face cu umblarea credinciosului. Are de-a face cu Evanghelia în sine, este un element dinamic. Evanghelia nu este pentru ca să o ai tu păstrat acolo pentru tine. Evanghelia trebuie dusă, exact. Evanghelia este incompatibilă cu un creștinism static. Evanghelia este compatibilă atunci când se împărtășește, când se duce, când ești implicat, nu? Dar în același timp se referă și la conduita noastră, la mersul nostru, la acțiunile noastre, la vorbele noastre, la ceea ce noi transmitem, pentru că Pavel în Filipeni 1:27 spune, suntem îndemnați să umblăm într-un chip vrednic de Evanghelie. Adică umblarea noastră trebuie să fie compatibilă cu ceea ce spunem. Sau dacă vreți, evangelizarea, a încercat să-l conving eu pe Marius de ceva, el nu-l cunoaște pe Hristos, și al încerca să-l conving pe Marius trebuie să fie compatibil cu comportamentul meu. Pentru că eu pot să vorbesc lui de Evanghelia Păcii, de Dumnezeu a făcut asta cealaltă, dar dacă el mă observă într-un mediu în care eu nu sunt conștient că el mă observă și mă vede că mă port ca un demon, în război cu ceilalți, el îmi spune, mă, stai un pic, în război, stai un pic, că n-am nevoie de Evanghelia asta, nu? Da, mă gândeam la vestea bună și ideea de ducere. Degeaba ai o veste bună dacă vestea aia ne ajunge la cel care trebuie. Corect. La cel care trebuie să ajungă. Și aici e ideea de râvna aceea cu care să mergi cu vestea. Te rog, Marius. Da, vreau doar să punctez două lucruri. A început foarte bine Ștefan, dar vreau să aduc puțin mai adânc ideea aceasta de... Acum, de exemplu, a fost un meci pe care l-a avut Spania, s-au dus în Georgia și s-au trezit că nu au echipament sportiv și era vorba de crampoane. Noi, cetățenii lumii astea moderne, avem stradă, dar cei care nu știu cum să merge în nămol, și războiul nu înseamnă să mergi pe stradă, nu? Și gândiți-vă că nu e doar mers,
Adică acolo trebuie să ai stabilitate și împreună 4, 5, și 10. Forța aceea. Păi da, da, și nu e vorba de forță, pentru că sunt 10. Pentru că aici e ceva ce, apropo de ce spuneai tu de războiul acesta, care îl avem între noi. Dacă a fost ceva ce au avut romanii, au luat puțin de la greci, dar au dus-o la organizare. Și știi ce înseamnă organizare? Ceva ce biserica noastră are și ce ușor, ușor începem să nu mai avem. Să vorbim rău de conducere, să vorbim rău de instituții. Nu că n-ar fi pe acolo problema, dar le putem rezolva dacă Dumnezeu ne face, știi? E vorba de unitate. Adică gândiți-vă de 10 inși, de 20 de inși care stau împreună, își pun forțele împreună și vin, de exemplu, niște călăreți. E, ăștia erau în stare ca împreună să stea și să vină și, da, dați seama că nu, trebuiau să pui coifuri la acelea, să stai împreună și să ai bine, deci că de ce am zis de aceste crampoane, cuie, care erau bine impregnate în 4-5 straturi de piele plus lemn. Adică era o, de exemplu, nici la ora actuală nu se știe secretul cimentului roman. Este un mister. Cum de, la ora actuală, 2000 și nu știu câți de ani, sunt construcții înalte și care stau, fără să mai socotim, de exemplu, apeductul de la Segovia, care nu are ciment și care stă în picioare. Și au trecut intemperii și războaie, inclusiv războiul ăsta din anii 30, războiul civil. Au fost pe acolo războaie. Și ăsta a rămas în picioare. Ei, ideea este de această unitate, de această administrare pe care o avem împreună. Asta a adus Imperiul Roman. Și al doilea lucru, vreau un pic să aduc o mică andenda la ce spunea Ștefan, nu erau doar sandale. Erau ca un fel de bocanc, uneori cu piele, alteori cu fier, pentru că ei nu stăteau cu picioarele când era război. Doar când erau la marș, aveau nevoie de să luau această... Adică trebuie să ai un pic adaptat să fii... Ideea este de flexibilitate. Uh-huh. Când e nevoie să mergi, le dai la o parte și piciorul este liber ca să poți să se aerisească. Când e război, îți pui armura aia peste, nu? Care erau niște bocanci sau niște elemente de fier care acopereau piciorul ca el să fie apărat de eventuale lucruri care le aduc. Asta numai la elementul acesta care... Dar nu trebuie să uităm elementul acesta de direcție. Cu toată armura, ținta este pace. Pe mine mă uimește acest paradox. Uh-huh. Da, haideți să mergem și să mai despicăm un pic firul 4 și privire la celelalte elemente, componente din armură. E vorba de scutul credinței, coiful mântuirii și sabia Duhului. Aceste elemente am făcut noi cumva o analiză, văzând care este ofensiv, care este defensiv. Cum să le folosim? Cum să folosim scutul, cum să folosim coipul și cum să folosim sabia ca să aducă pace și nu război? Pentru că, așa cum spuneai tu, Marius, e posibil ca să folosesc lucrurile astea și să creez război între mine și Dumnezeu și între mine și celelalte persoane cu care mă relaționez. Uh-huh. Scutul, dacă vreți, ne oferă protecție pentru toate părțile corpului, pentru că tu scutul poți să-l îndrepți către... Este manevrabil. Este, este manevrabil, exact. Poate poți să-l pui în orice direcție. Împiedica săgețile aprinse ca să atingă platoșa care proteja inima. Inclusiv există multe explicații cu faptul că, deși era un scut de lemn, avea o formă de piele dură din diferite bovine sau de alte animale care să împiedice fragilitatea scutului care era din lemn, că ar fi fost udată pielea respectivă ca să nu se încingă. Însă, inclusiv am văzut că există istoriatori care vorbeau de faptul că au dezvoltat un fel de substanță ignifugă cu care dădeau scuturile respective și când ăștia trimiteau... Și e biblic, da. Soldați unge scutul. Da. Nu lua foc scutul respectiv care era, care era de lemn. Așadar, interesant este că scutul, în cazul ăsta, reprezintă credința noastră în Hristos, care ne păstrează intactă neprihănirea oferită de Hristos, pentru că platoșa era a neprihănirii, iar scutul este vorba de credința în ceea ce Hristos ne-a oferit. Coiful. Păi coiful proteja capul. Coiful e legat, interesant, de siguranța mântuirii, care ne oferă protecție în fața îndoielilor și a minciunilor pe care cel rău încearcă să le semene în mintea noastră.
De aceea, atunci când vorbim de coif, este vorba de coiful mântuirii. Adică siguranța faptului că Dumnezeu m-a mântuit, că Dumnezeu mă consideră Fiul Lui, că nu trebuie să am îndoieli cu privire la intenționalitatea lui Dumnezeu în ceea ce ne privește. De asta, în Roman, capitolul 12, versetul 2, Pavel spune să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți descoperi, să deosebiți binevoia lui Dumnezeu. De asta este foarte important să ai siguranța aceasta mântuirii. Și atunci când vorbim de scut și de sabie, vorbim despre niște arme care trebuie să fie tot timpul în mișcare pentru ca să-mi poată oferi protecție. De aceea, credința și cuvântul lui Dumnezeu trebuie mânuite zilnic pentru ca noi să ne putem apăra în acest conflict ideologic, în acest conflict spiritual. Interesant este că sabia era păstrată într-un fel de teacă care era legată de cureaua la care spune Marius. Cureaua reprezenta adevărul. Deci sabia este de asemenea cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul. Au legătura, își oferă siguranță una celelalte. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, este legat de adevăr și doar o astfel de sabie care este legată de adevăr, prin adevăr putem ca să aducem, să avem biruință în lupta aceasta ideologică, în lupta aceasta spirituală, care are loc, care se dă pentru bătălia, pentru mintea noastră și în mintea noastră. Mulțumesc, Ștefan. Vreau doar să adaug la acest frumos discurs al lui Ștefan două texte. 1 Ioan 5:4, ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Sau Evrei 11:6, fără credință este cu neputință ca să fim plăcuți lui. Și un alt lucru, de exemplu, stinge. Înainte ca săgețile să-și facă efectul, ele trebuie să fie stinse. Și aici este vorba de faptul că ispitele și toate asalturile celui rău trebuie să fie întâmpinate înainte de a atinge părțile vulnerabile ale trupului spiritual. Și aici vreau să amintesc doar două lucruri. Observăm aici că nu vine niciodată nimic dinăuntru. Cu alte cuvinte, avem de a face cu o persoană care deja războiul acesta nu mai este în interiorul lui. Războiul din interiorul lui. În el este pace. Da, în el este pace, da. În interiorul lui, adică el este deja un personaj transformat. Aici nu mai vorbim de mântuirea prin neprihănire, noi vorbim de neprihănirea care este deja împărtășită. El este, de fapt, acel personaj care dă o mireasmă de viață spre viață. În el este un parfum plăcut care trece dincolo. E acea floare care se deschide. Am vorbit de Ștefan, am vorbit, de exemplu, despre Apostolul Pavel, care el mergea conștient la Ierusalim, că acolo îi va fi sfârșitul, deși vine un proroc Agag și îi spune, te duci și el, oarecum, neținând cont de un cuvânt care era adevărat, el merge acolo. De ce? Pentru că iubește pe cei ce sunt aluși, pe poporul lui, știind că acolo poate să... Adică, practic, își ia crucea, merge către cruce. Ca și Domnul nostru Iisus Hristos, de aceea spune și Apostolul Pavel, cărcați pe urmele mele. Și a călcat pe urmele lui este și a lua acest tip. Pentru că Apostolul Pavel l-a avut acest tip de armătură. Iar un element final este legat de aspectul acesta al faptului că la nivelul acestui război, e acel sfat sublim pe care îl are spiritul profetic, care spune că e bine ca să stai cât mai departe de locul în care răul este prezent. Stai departe de rău. Să nu te duci pe teritoriul. Da, și să nu te duci pe teritoriul. Ei, ăsta este, cred eu, cel care are scutul credinței. Adică el deja este în locul potrivit, dar locul potrivit. El nu zice nici prin minte să se ducă, pentru că știe, acolo este terenul fermecat în care Eva a căzut, în care, de exemplu, lui Cain i s-a spus, păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Și el a spus, nu contează cine este fratele meu, eu m-am mâniat. Și pentru că m-am mâniat, nu-i nimic, dărâm toată mobila, pentru că sunt supărat, dau la o parte tot istoricul, tot trecutul. N-ai nicio scuză că te-ai supărat. Liniștește-te și întoarce-te frumos. Cain a preferat ca să aleagă ura decât ca să facă. Mergem la ultima problemă pe care Pavel o sugerează, și anume, după ce vorbește de sabii, de coi, de scut, de platoșă, de neprienire și așa mai departe, vorbește de rugăciune. Aș vrea să vă pun o întrebare.
Vă imaginați un soldat pe front echipat complet, cu toate componentele, și înainte de a intra în luptă se roagă să ucide cât mai mulți adversari? Pentru că vorbim de o luptă pentru pace. Da? Ori soldatul când intră pe front vrea să ucide cât mai mulți, să împuțineze rândurile inamicului, nu? Face sens rugăciunea ca armă în domeniul luptei în sensul acesta? De ce credeți că apostolul vorbește de această componentă tocmai la urmă? După ce prezintă toate celelalte componente, vorbește, faceți rugăciuni pentru mine, ca ori de câte ori mi se deschide o ușă să pot să vorbesc. Rugăciunea nu este o armă în plus. Este spiritul în care se duce, pentru că vorbește și de Duhul. Este metoda, adică o continuă comuniune. Nu este respirația sufletului. Nu trebuie să-i spunui unui om. Este acest sfat care nu... Adică nu poți să spui unui om respire sau mănâncă. Unui om bolnav îi spui mănâncă, pentru că el nu poate să mănânce și nu mai mănâncă. Și atunci te rogi de el. Unui suflet viu, respirația este un fel natural de a fi. Ori, de aceea nu înțeleg această rugăminte pe care o avem față de creștini, rugați-vă pentru că fără rugăciune. Nu trebuie să. E adevărat, înțelegem lucrul acesta în acest război spiritual în care, la un moment dat, se taie curentul. Și tăierea curentului înseamnă păcatul. Să nu mai ai contact cu Domnul, cu Domnul tău iubit. Nu? Așa cum, de exemplu, sufletește vorbind, să nu mai ai contact cu partenerul, e o stare de nonsens și te doare sufletul când apare. Sau când propriul tău copil simți că este departe de tine. Și atunci părintele face orice, ca tatăl din pildă, să-l aducă copilul acasă. Nu? Aceasta este rugăciunea. Modul în care te conectezi cu Domnul nostru. Da. Eu văd rugăciunea ca fiind parte din antrenament, spuneam la două studii sau la studiul anterior, pentru că aici spune, luați și coiful mântuirii, sabia Duhului care este, dar după aia continuă, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Vorbim aici nu doar de pregătirea, să zicem, pentru că un soldat nu are succes doar dacă are o bună armătură sau dacă este echipat bine. Soldatul, dacă din punct de vedere mental nu este pregătit, dacă nu crede în victorie, dacă cochetează cu ideile inamicului, nu se folosească de prea mult tot echipamentul respectiv. Și atunci când noi ne gândim la rugăciune, dacă vreți, este modalitatea prin care noi suntem cumva aduși, între ghilimele, ca într-un film de Hollywood, suntem aici cumva înconjurați, suntem pe teritoriul inamicului, cartierul general este acolo unde este generalul nostru suprem, este într-altă parte și rugăciunea este walkie pe care noi îl avem la dispoziție ca să comunicăm unde suntem, să spunem ce ni se întâmplă și să primim indicații cu privire la strategia noastră, nu? Și interesant este că scopul rugăciunii este, pe de o parte, are de a face cu identitatea noastră. Rugăciunea ne ajută să știm cine suntem noi din perspectiva lui Dumnezeu. Și mai ales în acest conflict ideologic în care întotdeauna încearcă să ni se spună că suntem abandonați, că nu suntem, că a apărut în urma evoluției, etc. Rugăciunea mă ajută să-mi mențin, să știu că eu sunt copilul lui Dumnezeu, creat de Dumnezeu, cu un scop, etc. Apoi rugăciunea are de a face cu interpretarea circumstanțelor prin care eu trec din perspectiva lui Dumnezeu. Știu să interpretez ce mi se întâmplă, adică ca un soldat. Când se întâmplă ceva anume, știe cum să interpretezi. Ok, inamicul a făcut asta, urmează lucrul ăsta. Adică nu ești luat prin surprindere. Și apoi rugăciunea ne oferă o perspectivă divină asupra relațiilor pe care noi le avem. Așadar, rugăciunea afectează aceste trei dimensiuni ale vieții, identitatea mea, relațiile mele și circumstanțele prin care trec. De asta este extrem de important ca eu să pot să am în acest conflict perspectiva lui Dumnezeu, să am direcțiunea de lui Dumnezeu, ca conflictul acesta să nu fie doar o bătălie ideologică care termină cu oboseală și zic, nu mai renunț, ci să fie o avansare, nu? Da, mulțumesc, Ștefan. Numai 2 minute, dacă îmi permiți. Vreau puțin să mă întorc înapoi. Am uitat să spun lucrul acesta.
De aceea mă uit bine la Ștefan, că își notează lucrurile și are așa atent. Eu mai nu sunt foarte organizat și e un lucru care încurcă puțin mesajul și ceea ce trebuie spus. O sabie, deci vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu care este sabie. O sabie este, prin definiție, ceva care taie și care taie bine. Iar noi care avem cuțite și sabia face cât 20 de exemplu, săbile acelea japoneze, sunt estimate la unele la câte 2-3 milioane, gândiți-vă numai, dar e așa de bine făcută și care taie oțel. Ca să vedeți și cu o tăietură, cu o mișcare foarte bine. Aici sunt două lucruri, să taie foarte bine și al doilea antrenamentul. Dar vreau să, pentru că e textul acesta care trebuie neapărat amintit din Evrei 4:12, de-aia am spus să revin. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Și prin ce este viu și lucrător? Prin faptul că taie. Și adică și-l avem în partea finală, pentru că zice, pătrunde până acolo, că desparte sufletul și duhul, judecă simțirile și gândurile inimii. Și e vorba de cercetarea de sine. Când tu te afli prin conștiință și prin lucrarea Duhului Sfânt, în fața, exact avem aici solia martorului credincios, zici despre tine că ești și nu știi. Adică sunt bogat, nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești. E, ăsta înseamnă, adică să aduci asupra ta această lucrare de cercetare de sine, asta înseamnă să te taie. Și al doilea lucru este antrenamentul. În orice film, de capă și spadă, spadasinii buni sunt spadasinii care se antrenează și care fac și spune, tu trebuie să faci din sabie o continuitate a mâinii tale. Adică sabia să fie ceva care face parte din corpul tău. Prelungirea corpului tău. Adică și m-am gândit la modul acesta în care noi suntem atât de departe, adică să facem din cuvântul lui Dumnezeu antrenament, să luăm cu noi, să studiem mai des. Știți că se spune foarte mult, noi stăm bine la teorie, dar practica ne omoară. Ar putea să fie invers. Nu cumva stăm rău la practică, pentru că nu mai știm teoria. Adică am uitat. Este cineva care are interes să nu mai avem în fața noastră acest adevăr. Să-l dăm la o parte, să ne socotim o parte din el. De aceea este important antrenamentul. Asta a fost și am vrut să adaug și îmi cer scuze pentru... Ce spui tu? Confuzia ideologică afectează practica noastră. Da. Și atunci trebuie să ne antrenăm. Am ajuns la momentul în care se pune în punct lecției noastre. Aș concluziona prin câteva imperative pe care Pavel le folosește. Întăriți-vă, luați, antrenați-vă, nu? Este chemare la acțiune. Și fie ca ocaziile acestea de studiu biblic să ne echipeze cu întregul arsenal duhovnicesc pentru ca să facem față luptelor pe care avem să le ducem fiecare în mod personal și pacea lui Hristos prin locuirea lui în viața noastră să ne conducă la victoria finală. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ne-ați urmărit, mulțumesc Ștefan, mulțumesc Marius pentru prezența în emisiune. Până la o următoare întâlnire, vă spun la revedere, toate bune și pe curând!